dimineața. Vreau să vă prezint ceva, poate dintr-un punct de vedere puțin diferit, dar care, surprinzător, este motivat într-un fel de prezentări pe care le-am văzut ieri. Am reușit să ajung la conferință doar ieri, după amiază, și chiar și de prezentarea dinainte. Vorbesc despre cultura rezolvării problemelor. Și vreau, ca pretext, să încep cu o problemă care se cheamă problema bazelor Gröbner. Bazele Gröbner sunt un anumit obiect în teoria idealurilor de polinome, care permit într-un mod simplu să decidem anumite probleme. Nu trebuie să intrați în panică, nu veți avea nevoie să înțelegeți, să știți matematică pentru a înțelege ce vreau să spun. E doar un pretext. Problema asta a fost propusă cândva la sfârșitul secolului XIX și a rămas deschisă pentru aproximativ 70 de ani. Dacă se pot construi astfel de obiecte. În 1965, Bruno Buchberger a rezolvat problema propunând un algoritm care construiește astfel de obiecte. Și algoritmul, deci asta înseamnă că problema poate fi decisă, care e un aspect important în general, dacă poți decide că o problemă are sau nu rezolvare. Asta a făcut-o în cadrul lucrării lui de doctorat și importanța rezultatului a fost înțeleasă în timp. A luat ceva vreme să fie cunoscut rezultatul și să fie cunoscută importanța rezultatului. Dar cam în 10 ani a dus la dezvoltarea unui subdomeniu de cercetare în algebra comutativă. Pentru că obiectul respectiv sau obiectele respective, bazele Gröbner, au foarte multe aplicații. Au aplicații în domeniul din care a venit problema, dar și în alte subdomenii ale matematicii, în geometrie, în teoria grafurilor, în calcul simbolic, în optimizare liniară. Și mai mult, sunt aplicații extrem de multe în teoria codurilor, în robotică, în inginerie software și inclusiv în, de exemplu, industria extractivă de petrol. Sunt foarte multe lucrări, este un domeniu activ de cercetare, deci, cumva, este o problemă importantă. În 1995, Bruno Buchberger cumva își schimbă interesul de cercetare într-un anumit fel, pornește ceea ce sistem care se cheamă Teorema, este un sistem care încearcă să suporte activitățile matematice. Este un sistem, este o metodă, dar și un sistem software pentru asta. Încearcă să ofere suport pentru raționament în toate formele sale, calcul, rezolvare de sisteme, demonstrare. Dar și pentru dezvoltarea și explorarea cunoștințelor matematice și pentru rezolvarea de probleme. Și aici, cumva, intru eu în poveste. În 1999 am început un doctorat la Universitatea din Linz, în cadrul grupului Teorema. Și am lucrat pe o temă propusă de Bruno Buchberger,
este o metodă de rezolvare a problemelor prin inventarea sau descoperirea unor soluții algoritmice. Deci, cumva, încercăm să sintetizăm algoritmi care să rezolve automat o problemă. Și metoda asta, fără să intru în detalii, se bazează pe folosirea unor scheme de cunoștințe. Există relativ puține idei algoritmice. Da? Se pot, dacă ne uităm în orice carte de algoritm, sunt poate 10 idei. Da? Și atunci, practic, metoda spune, dacă vrem o soluție algoritmică, atunci este posibil sau putem încerca aceste 10 idei. Metoda se bazează și pe exploatarea eșecului, pentru că atunci când încercăm o idee, ideea are găuri. Da, sunt componente ale unei idei algoritmice pe care nu le știm. Și când încercăm să aplicăm ideea respectivă, în momentul când dăm de o gaură, ne oprim. Și din situația asta, de eșec, învățăm ceva sau generăm o problemă nouă care, în principiu, ar trebui să fie mai simplă decât problema mare. Mai simplu de rezolvat. Dacă o rezolvăm, putem să mergem mai departe. Dacă rezolvăm toate problemele, umplem toate găurile din ideea algoritmică, avem un algoritm la dispoziție. Deci, în cadrul lucrării mele de doctorat, am implementat metoda asta și ca studiu de caz am luat problema bazelor Gröbner. Și rezultatul a fost că prin metoda asta, prin implementarea pe care am făcut-o, am reușit să redescoper sau reinventez ideile esențiale pe care Buchberger le-a descoperit în 1965. Deci, într-un anumit fel, ăsta este și scopul sistemului, simplificând extrem de mult. Ăsta este scopul sistemului teorema. Să înlocuiești un doctorant tânăr și creativ în 1965 cu un profesor bătrân care scrie la tastatură, introduce o problemă și atunci sistemul îl ajută să inventeze lucruri. Bun, asta nu înseamnă că orice problemă se poate rezolva automat, dar întrebarea interesantă este cât se poate rezolva automat. Pentru că, în principiu, ce se poate rezolva automat este partea plictisitoare. Da? Și cumva vrei să parcurgi partea plictisitoare cât mai repede pentru a ajunge la lucrurile care sunt cu adevărat interesante și care au nevoie cu adevărat de intuiție, de geniu, dacă vreți. Și există un număr infinit de astfel de situații. Să știi asta. E demonstrat. Bun. Ăsta este pretext pentru a vorbi despre probleme și rezolvarea de probleme. Acum, ce este o problemă? O problemă este o situație în care avem nevoie de un obiect și obiectul respectiv nu este disponibil. Sau avem nevoie ca o situație să se întâmple și situația nu se întâmplă. Ce este o soluție a unei probleme? Este o situație în care obiectul dorit devine disponibil. Da? Și atunci,
Întotdeauna o problemă apare într-un context. Da? Și atunci putem să reprezentăm procesul de rezolvare a problemei așa. Da? Avem o lume în care apare problema sau un univers de discurs și vrem să transformăm lumea respectivă într-o lume care conține soluția. Ok. Acum, spun lucruri foarte simple și fiecare este conștient de probleme, fiecare are probleme, este partea vieții să rezolvi probleme. Evident, cumva, este foarte tentant să mergi direct de la problemă la soluție. Da? Numai că chestia asta nu e foarte eficientă. Deci, dacă îmi permiteți un exemplu, eu știu, care vine de la din zorii umanității, un trib iese de oameni de Neandertal, iese din peșteră cu o foame mare. Da. La ieșirea din peșteră este un râu, peste râu este un pom cu fructe și aici, cumva din experiență, știu deja că dacă mănânci fructele, îți trece foamea. Ok? Și atunci, metoda directă de a ajunge la fructe este să o iei înspre pom. Și evident, poate că primul care o ia nu știe că e bine să intri în apă, dacă nu știe nota, poate. Ok? Poate al doilea observă, sau poate câțiva din trib mânați de foame intră în apă și poate nu mai ies. Evident că de la o vreme observă că poate nu e o idee bună și atunci, eu știu, sunt unii care petrec mai mult timp în natură și observă castorii care doboară copaci în râuri și așa mai departe și observă că este un pom lângă ei și îl doboară și reușesc să meargă să ajungă la fructe. A încerca să rezolvi problema direct este o metodă relativ bine cunoscută și poate pe care am aplicat-o și noi sau o vedem aplicată în fiecare zi, este metoda trial and error. Încercăm și dacă nu reușim și mai apucăm să încercăm altceva, încercăm altceva. Dar metoda asta este foarte costisitoare și este potențial irreversibilă. Și este potențial foarte consumatoare de timp. Surprinzător, este o metodă care funcționează, da? Pentru că suntem aici. Din zorii umanității până în momentul ăsta, am ajuns și am ajuns foarte bine. Este ceea ce numim evoluție. Da? Din experiență, învățăm cum să facem, ne adaptăm. Dar metoda are succes, dar la o scară de timp foarte mare. Cu siguranță nu are succes pentru noi, indivizi care vor să rezolvă problema. Există și o altă formă a metodei directe de rezolvare a problemei, pe care o găsim, este foarte prezentă în societatea de azi. Și anume, metoda prin care folosim ceva cutie neagră, ceva dispozitiv, da? Care ne rezolvă problemele. Pentru că trăim într-un moment în care există o presiune enormă pentru a rezolva probleme cât mai rapid. Este un moment în care nu mai avem timp să petrecem prea mult pentru rezolvarea unei probleme. Deci, nici nu mai avem răbdare. Vrem rezultate instant. Și atunci folosim cutii negre. Folosim, de exemplu, putem folosi algoritmul lui Buchberger, care este implementat în tot felul de sisteme pentru a rezolva
pentru a găsi baze grăbunări. Sau putem folosi metoda lazy thinking pentru a rezolva probleme automat. Da? Este, în principiu, o implementare care poate fi folosită. Sau, într-un alt sens, putem folosi, de exemplu, serviciile pe care le oferă partenerii din aceste conferințe pentru a accesa literatură. Deci, cutia neagră este o, sau principiul ăsta, este modul în care se rezolvă problemele în ziua de azi. În toate domeniile, în domeniul academic, în domeniul industrial, în domeniul social, este o metodă foarte eficientă, cu siguranță, da, toți folosim tehnologie, foarte... Dar cutia este neagră. Asta înseamnă că nu putem vedea ce se întâmplă în ea. Unele cutii negre sunt puțin mai complexe și atunci nu le putem folosi direct. Avem nevoie de oameni care să știe să apese butoanele. Și cumva asta, într-un anumit sens, asta se întâmplă în mediul academic. Există o presiune să producem studenți care pot să folosească, de exemplu, tehnologii. Da? Fără neapărat să le înțeleagă foarte bine. Da? Există tot timpul presiunea asta. Cum ne asigurăm că studenții sunt pregătiți pentru piața muncii. În mediul industrial, la fel. Da? Sunt tehnologii care trebuie folosite, care funcționează, nu ne interesează cum funcționează atâta timp cât produc ceea ce trebuie să producă. În general, cutiile astea negre sunt tot timpul construite altundeva, de alții. Există sintagma aia de un grup de cercetători americani care parcă sunt un fel de unicorn. Dar nu îi vedem niciodată, nu înțelegem cum pot să devii partea unui grup de cercetători american. Cu siguranță am fost în situația și am văzut la studenții mei câteodată chiar sugestia că ai putea să fie acolo e ușor, ușor te insultă. Cum adică să fac eu așa ceva. Aia se face la MIT, poate. Ok. Există o altă metodă de rezolvare a problemelor. Prin ceea ce se numește raționament. Și metoda funcționează în felul următor. În loc de să mergem direct de la lumea cu problemă la lumea cu soluție, construim o imagine mentală, un model al lumii din care vine problema și o imagine a problemei. Și apoi, prin raționament, modificăm acest model într-un model care conține soluția și prin acțiune sau implementăm apoi soluția în lumea reală. Acum, schema asta poate să însemne și că poate ar fi trebuit să ne gândim înainte să mergem spre pomul cu fructe. Nu tot ce se potrivește acestei poze este rezolvarea prin raționament. Poza asta se potrivește și la rezolvarea mistică a problemei. Șamanul ia ceva, mănâncă ceva ciuperci, universul intră în uniune cu universul, zboară prin cosmos,
ce se potrivește acestei imagini este rezolvarea prin raționament. Raționamentul trebuie să aibă niște proprietăți. Raționamentul trebuie să fie abstract. Asta înseamnă că lucrăm cu obiecte intelectuale, dacă vreți. Asta mai înseamnă că odată ce avem soluția, probabil că vrem să comunicăm celorlalți care este soluția. Comunicarea se face prin limbaj. Asta înseamnă că raționamentul este construit sau modelul este construit din expresii, din limbaj. Și asta înseamnă că raționamentul se face modificând limbajul. Raționamentul trebuie să fie verificabil. Asta înseamnă că are loc în pași mici, în pași care pot fi făcuți de către oricine și care sunt determiniști. În sensul că dacă noi, eu aplic un pas de raționament unei situații, ajung de fiecare dată când aplic același pas în aceeași situație. Raționamentul trebuie să fie corect, să transporte adevărul. Fiecare obiect din model are o imagine în lumea reală. Dacă prin raționament construim obiecte noi, atunci aceste obiecte trebuie să aibă și ele o imagine în lumea reală. Nu pot să pornesc de la un model și să inventez soluții care, de fapt, nu pot fi transpuse în lumea reală. Pentru că altfel în felul ăsta n-ar funcționa. Și trebuie să fie general. Adică să pot aplica unei clase mari de probleme. Ok. Este o metodă care funcționează surprinzător de bine. Ignorați textul din mijloc, uitați-vă la linia respectivă. Nu-i foarte științific generată, dar, în principiu, dacă pornim de la zorii umanității, prin evoluție, mult timp, la scară din 4 ore, 3 ore și 59 de minute, am fost esențial pe o linie aproape orizontală. Și apoi, la un moment dat, acum un minut, da? Și saltul ăsta se datorează acestei metode. Da? Această metodă este la în centru dezvoltării tehnologice pe care am pe care o trăim nu toți, nu noi, dar umanitatea în ultimii 300 de ani poate. Da? Deci este o metodă care funcționează extrem de bine. Okay. În principiu, pasul de observație este ceea ce se cheamă științele naturale, da? Pentru că, eu știu, biologia încearcă să înțeleagă viața, observă cu instrumente, cu microscop sau, eu știu, cu telescop, cu instrumente de măsură și așa mai departe. Deci prin științele naturale încearcă să construiască modele. Ultimul pas, pasul de acțiune, este locul în care găsim științele inginerești. Da? Pentru că prin inginerie construim lucruri, implementăm soluții și acolo, în mijloc, pasul de raționament este, în esență, matematica cu varianta ei automatizată, care este informatica. Ok. Deci, există o metodă extrem de eficientă pentru rezolvarea problemelor. Există și alte metode. Dacă mergem înapoi la metoda cutiei negre, și asta e foarte eficientă. Dacă ai
aplicația care îți rezolvă problema, dacă ai, eu știu, cutia neagră. Dar imaginea asta are două probleme. Prima problemă este că s-ar putea să nu-ți permiți cutia neagră, să nu-ți fie disponibilă. A doua este că nu știi ce e cutia neagră. Dar în principiu ăsta este, mă rog, poate opinia mea subiectivă, dar ăsta este contextul cultural în care ne aflăm. Da? Cutii negre. Poate las loc de discuții, nu am concluzii, mă rog, eu am niște opinii, dar nu am concluzii. Niște întrebări. Ce înseamnă să dezvolți o cultură de a rezolvării problemelor? Sau altă întrebări. Avem o cultură de a dezvoltării problemelor, în, de exemplu, în țara noastră. Cu siguranță avem exemple. Există locuri, există oameni care au cultura asta, dar opinia mea subiectivă este că nu se întâmplă lucrul ăsta. Este asta un argument împotriva cutiilor negre? Cu siguranță nu. Revin la Buchberger, el are un concept care se cheamă white box, black box. Ar fi o greșeală să nu folosim cutiile negre, dar cutiile negre ar trebui folosite în pasul 2, după ce am văzut ce e în cutie, după ce am înțeles cum funcționează, după ce am înțeles de ce funcționează. Și metoda raționamentului ne dă instrumentul prin care să răspundem tuturor întrebărilor ăsta. Unde să dezvoltăm o cultură a rezolvării de probleme în sensul ăsta, prin metoda asta? Universitățile par să fie un loc oarecum care intră imediat care îți vine imediat în minte. Dar ar fi ok și înainte. Se poate face asta mai repede și cred că răspunsul l-am văzut în prezentarea de dinainte. Dar cât de repede am putea face asta? Vrem să facem asta. Într-un anumit fel, s-ar putea să fie, eu știu, prea scump, prea mult efort. Și când ceva funcționează, de ce să strici? Și într-un anumit fel, deși toată lumea spune că școala românească are probleme și așa ceva, funcționează surprinzător de bine. Dar nu putem produce, cel puțin în domeniul meu, nu putem produce suficient de mulți oameni încât să asigurăm nevoia industriei. Dacă cumva oamenii pe care, deci în principiu încercăm să, sau ce se întâmplă este că producem oameni care știu să apese butoane pe cutii negre. Ar avea industria nevoie de mai mult, ar avea industria nevoie de oameni care știu să rezolve probleme, odată ce ar avea capacitatea, ce un absolvent ar avea capacitatea de a rezolva probleme, ar mai accepta o slujbă care nu îi cere să rezolve probleme. Am prieteni care lucrează în industrie și care își schimbă slujba odată la un an, doi, pentru că pur și simplu se plictisesc. Da. Este o realitate, poate se poate confirma. Și cine ar beneficia dacă am dezvolta o astfel de cultură? Da? Avem pentru ce?
Ieri cineva a menționat exemplul țărilor nordice. Poate puteți porni de la exemplul respectiv și răspunde la întrebarea asta. Ok, poate încă o observație care ține de natura acestei conferințe și de participanții în această conferință. Dacă tu ești un furnizor de servicii de informare, cât de mare este piața potențială într-un context în care există această cultură și comparat cu un context în care nu există această cultură. Da. Pentru că în principiu se știe că partea acestui proces este, un pas esențial este informarea. Evident, cu cât mai mulți oameni participă într-un astfel de proces, cu atât mai mare este nevoia de informare.